Spargerile de locuințe au devenit un lucru cotidian în România. Hoții sunt din ce în ce mai inventivi și reușesc să pătrundă cu ușurință, inclusiv în casele dotate cu sisteme de alarmă performante. Specialiștii poliției trag un semnal de alarmă asupra proliferării acestui fenomen și ne învață cum putem fi cu un pas înaintea hoților pentru a nu le cădea victime. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește că paza bună trece primejdia rea și vă recomandă să aveți în vedere câteva sfaturi atunci când părăsiți locuința. Atunci când plecați de acasă, chiar și pentru scurt timp, închideți toate ferestrele, inclusiv ușa de la balcon și nu lăsați cheile în locuri vizibile. Nu postați pe site-urile de socializare fotografii din care să reiasă că dețineți în casă bunuri de valoare. Înlocuiți rapid orice încuietoare devenită nefuncțională sau a cărei cheie ați pierdut-o. Țineți ușa de la intrare încuiată permanent, chiar și atunci când sunteți acasă. Dacă locuiți la casă, atunci când părăsiți locuința și veți lăsa mătura în ușă, va fi un semn pentru hoți că nu sunteți acasă, nu pentru prietenii de bună credință. Dacă locuiți la bloc, la parter sau la etajul întâi, montați grile la ferestre, acest lucru ținând hoții la distanță. Dacă sesizați un furt sau sunteți victima unei infracțiuni, sesizați imediat la 112.